Angajații de la Alro trăiesc o continuă dramă. După ce guvernanții le-au întors spatele, acum își văd rând pe rând colegi secerați de neputință. Teroarea sub care trăiesc oamenii își spune cuvântul zi de zi. Săptămâna trecută, un angajat s-a electrocutat, iar un altul și-a pus capăt zilelor, iar un lider de sindicat a făcut atac vascular cerebral. Oamenii sunt răpuși de neputință, cad secerați de disperare, ca după o viață petrecută în uzină nu vor mai avea unde să se angajeze. Psihologii avertizează că psihicul uman nu rezistă sub presiune continuă. Ca să ajungi la un act radical, în suicidologie, persoanele care ajung la act radical, fără să dea semne dinainte, deși studiile spun că 90% din persoane care fac suicid anunță prin diverse forme că noi nu știm să interpretăm mesajele lor, ajung să trăiască o durere morală. Mai mult, presiunea de la serviciu, criza economică și toate neajunsurile îi fac pe angajații Alro să fie demoralizați. Oamenii văd zilnic cum pleacă acasă sute dintre ei, iar alții aleg să cedeze definitiv. Am tras un semnal de alarmă și am avertizat guvernul că se va ajunge la asemenea acțiuni și, din păcate, eu vorbesc zilnic cu foarte mulți dintre ei. Eu nu sunt un psiholog bun. Încerc să-i conving să nu recurgă la astfel de gesturi, dar se pare că lucrurile nu se vor opri aici. Sindicaliștii susțin că moralul oamenilor este la pământ, iar ei nu le pot da prea multe speranțe. Vor urma concedieri, după care încă 1100 de oameni vor pleca acasă cu certitudine până la sfârșitul anului, iar în anul următor, conform contractelor care le avem de energie, cred că vom rămâne 3-400 de oameni, cel mult, în Alro. Pe de altă parte, specialiștii subliniază importanța familiei în astfel de cazuri. În situații de depresie există mereu semnale la care apropiații trebuie să fie prezenți. Marea majoritate, o să fiți surprins, dar marea majoritate a oamenilor au niște semnale de alarmă. Adică folosesc în limbaj destul de frecvent, mai bine mor, dar tot zice în chestia asta, mai bine mor decât să mai trăiesc chestia asta, să văd cum copilul meu nu are ce mânca. O să-mi fac moarte, o să fac chestia asta, însă noi nu dăm, da, noi însă nu dăm importanța acestor lucruri. Devin mult mai dependenți de cei din jur, vor tot timpul să stea în preajma, nu neapărat că spun că vor face lucrul ăsta, dar sunt lucruri pe care le premeditează. De la Alro au fost trimiși în șomaj tehnic 500 de angajați. Astfel de situații pot accelera decizii fatale. Psihiatrii susțin că în ultimii ani în România numărul persoanelor diagnosticate cu depresie a crescut alarmant. Anul acesta în Slatina au mai fost înregistrate cazuri de suicid în urma unor depresii.